Este apreciat de primarii din Pașcani și comunele din împrejurim pentru că i-a sprijinit să obțină bani pentru investiții. Este cunoscut că nu se dă bătut, că insistă până ce rezolvă problemele celor care l-au trimis în Parlament. Este apreciat până și de cei care au fost adversari politici. Este Neculae Rățoi, unul dintre cei mai respectați deputați ai României. Votați un deputat cu experiență pentru vremuri mai bune. Votați USL pentru o Românie puternică. Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii de dezbateri electorale Alege Bine. Discutăm și în această seară despre politicile fiscale, despre dezvoltarea economică, reformă la administrația locală și centrală, dar și despre agricultură și fond funciar. De această dată cu candidații pentru Camera Deputaților din Colegiul Electoral Pașcani. Nu toți trei în același timp, ci așa cum v-ați obișnuit deja, și această emisiune va avea două părți. Pentru început vom discuta cu domnul Neculae Rățoi, candidatul USL pentru Camera Deputaților în Colegiul Electoral Pașcan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! În cea de-a doua parte a emisiunii vom dezbate aceleași teme cu doamna Romaniuc Liliana, candidatul ARD pentru Camera Deputaților, și domnul Voinea Dragoș, candidatul PPDD pentru Camera Deputaților în Colegiul Electoral Pașcan. Domnule Rățoi, vă invit să discutăm pe parcursul celor 20 de minute alocate pentru dumneavoastră despre, haideți să începem cu politicile fiscale. Ați fost în Parlamentul României, ați avut până acum semnale din partea categoriilor sociale defavorizate, din partea salariaților, din partea pășcănenilor. Faptul că în ultimii 4 ani de zile România, pășcănenii au fost obligați, iată, să îndure diminuări de salarii, diminuări de ajutoare sociale, diminuări de șomaj și așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, la ce ne putem aștepta în viitorul apropiat, în următorii 4 ani de zile, din acest punct de vedere. Vor fi tăiate în continuare salariile sau vor fi majorate? Vor fi tăiate drepturile sociale pentru categoriile defavorizate? Sau viitorul guvern, viitorul parlament are de gând să le majoreze? Domnul Cătălin, referitor la problema ridicată de dumneavoastră, eu știu, guvernul, Parlamentul României are mult de făcut în această direcție. Nu se pune problema tăierii salariilor în perioada în care va veni la guvernare, eu știu, guvernul Ponta. Problema se pune să vedem cum putem să gospodărim mai bine aceste fonduri, fondurile financiare care există în România. Și în primul rând m-aș referi la o problemă care eu am avut-o la Pașcani, aici cu redevențele care le-am luat de la Societatea de Gaze Naturale de la Târgu Mureș. Noi vedem la ora actuală că avem o redevență la unele societăți și societăți mari, cum ar fi societatea lui domnul Videanu, are o redevență de nimic. Ori una din problemele care stă în atenția USL-ului când vine la guvernare este să aliniem redevențele la media europeană. Eu mi-amintesc că în momentul când am făcut rețeaua de distribuție a gazelor naturale în municipiul Pașcani, a ieșit o lege pe care am o trecut tot ce am făcut noi pe banii populației, pe banii bugetului local a trecut la industria gazului, la societatea de gaze. Și atunci noi am avut o hotărâre a Consiliului Local, asta a fost salvarea noastră, prin care am pus redevență. Și am făcut o redevență care eu mi-am scos banii care am cheltuit. Ori așa ar trebui să fie, să avem grijă ca redevențele, că ăsta a avut o obștesc. Nu e avutul lui Ionescu sau lui Popescu, cum au venit străinii, au luat tot ce se poate din industrie și ce am mai avut și
duc banii în băncile europene. Bun, spuneți dumneavoastră să majorăm încasările la bugetul de stat. Dar cu ce ne ajută pe noi, cu ce îi ajută pe cetățeni faptul că parlamentarii vor majora redevențele? Păi facem mai mulți bani la bugetul de stat și putem să, eu știu, acordăm finanțe pentru alte lucrări care se vor face în România. Că vedeți, când întreb, domnule, să fac o școală, să fac o stradă, să fac un drum public, să fac, eu știu, o alimentare cu apă, o canalizare, o epurare, spun, domnule, nu avem bani. Ori nu se poate ca să spunem că nu avem bani. Am avem înțeles. Bani, dar trebuie să-i gospodărim. Înțeles. Cum trebuie. În ceea ce privește politicile USL-ului cu privire la salarii, la drepturile sociale, care este viziunea USL-ului? Care este viziunea dumneavoastră în acest sens? După alegerile din decembrie, USL-ul are de gând să majoreze sau să diminueze aceste salarii, drepturi sociale și așa mai departe? USL-ul nu are de gând să diminueze salarii. Din contra, noi trebuie să dăm salarii care au fost tăiate de către PDL. Noi trebuie să indexăm salariile cu inflația și nu numai salariile și pensiile. Trebuie să vedem că toată lumea unde te duci și îi bătai de joc cu salariile astea care sunt și mai ales în administrație, dar nu numai în administrație, și în sănătate, și în școli, și în, peste tot salariile foarte mici. Oamenii au putere de cumpărare extraordinar de mică. Am fost astăzi la Topili, în Valea Seacă, și toată lumea spune asta, domnule, nu am cu ce să trăiesc, domnule. Deci populația e sărăcită și ca să vii acum să-i mai tai și ce are, e o catastrofă, e o crimă. Am înțeles. Dar în ceea ce privește taxele și impozitele, atât la nivel național cât și la nivel local, cum vedeți dumneavoastră evoluția lor în viitorii 4 ani? Vom căuta să reducem TVA-ul la producătorii agricoli de la 24% cât e acum la 9%, iar 15% la producători când se face predarea producției. Vom căuta, eu știu, în parcursul celor 4 ani de zile să readucem înapoi la TVA-ul la 19%. Să ne lăsăm cât l-au făcut Băsescu și cu Boc, că cred că suntem printre singurii țări care avem TVA-ul de 4%. Iar o problemă grea care se ridică, și eu zic că e o problemă care trebuie rezolvată cu impozitarea asta. Vedeți că eu am salar cu 8 milioane, este altul cu 80 de milioane. Același impozit îl ia la fiecare. Ori noi ne gândim ca să avem, eu știu, impozitarea asta să fie 8, 12, 16%. Ăla care are salarii de 8 milioane, pentru ce să iau 16%, cum îi iau la ăla care 80 de milioane de salarii? Mai e dreptate, mai e echitate asta? Bun, deci vă gândiți la o impozitare progresivă. Progresivă. Am înțeles. Bun, dar dacă, iată, vă gândiți să micșorați taxele și impozitele, pe de o parte, pe de altă parte să majorați salariile și drepturile sociale, de unde anume ar urma să fie luați bani, să fie acoperite sumele necesare? Prima dată trebuie să vedem cu evaziunea fiscală ce se întâmplă astăzi în România. În România este o evaziune foarte mare, o evaziune fiscală. Ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat cu președintele ANAF-ului, cum l-a găsit. Ați văzut, eu întâmplător, mi-amintesc acum că am fost acum vreo câțiva ani în sediu de la Vama din București, acolo. Ori nu se știe, am rămas și eu surprins, cum se poate întâmpla în România așa ceva. Vine organele de control, pe partea aia la altă, umpleau mașinile și plecau. Și aia făceau ce vreau, aduceau tirile întregi de marfă, de legume, de fructe, de astea, și nu mi-a întrebat nimeni. Ori, asta ce se întâmplă? Evaziune foarte mare. Și nu numai în legumicultură, în probleme din acestea. Probleme cu evaziune, dacă au adus trenuri întregi de motorină și în loc scrie motorină, scrie păcru sau, eu știu, altceva acolo. Și vedeți că n-au pățit nimic, nici Vameșul, a fost un foc de paie atunci când i-a luat și a făcut justiție la televiziune
și după aceea le-a dat drumul. Dar de ce le-a dat drumul? Erau încărdășii toți și banii care îi strângea Brejnev îi dădea la partid, la PDL, care, PDL care a s-a transformat în ADR-ul ăsta, sau cum îmi mai spune, acum a pus o inimă, când am plecat de acasă m-am uitat și eu, zice că am schimbat din portocaliu cu inima și cu, eu știu ce mai făcut, mereu ăsta, care vorbea în biserică la baptiști. Acolo se face politică, în biserică la baptiști. Bun, dar de evaziune fiscală discutăm de 20 de ani, mai bine de 20 de ani. Ce vă face să credeți că, începând de anul viitor, măsurile pentru combaterea evaziunii fiscale vor fi mult mai, mai productive, mai bune, așa încât evaziunea să fie diminuată? Eu zic, dacă este un parlament curat, un parlament care să poată conduce România asta, vom, nu știu dacă se poate complete evaziunea fiscală, eu știu, stopa sau, dar vom face multe lucruri. Nu mai departe, am avut în Comisia de Administrație, eu fac parte din Comisia de Administrație, a venit la Garda Financiară, din 4 ore a venit, că noi tot am amânat-o, a venit șeful gărzii și el spunea, domnule, să-mi scoateți poliția din echipa aia care stăm pe străzi sau care mergem în control. Dar de ce să o scoatem? Știți că nu vine la timp, că nu știu ce. Deci ei vrea să scoată poliția, să fie numai ei ca să facă ce vrea el cu evaziune fiscală când se duce la producător sau la magazin sau unde, să nu împartă în 3, să împartă numai 1 sau 2. Vedeți? Asta e. Și am amânat odată, am amânat și a doua ori și a treia ori iar a venit. Și am spus, ce mai bără, nu vă ajung hoțiile astea, cât mai faceți? Și de atunci n-am mai venit și nici. M-a respins, eu știu, Comisia de Administrație, propunerea care vine. Da, era Boc la așa și Boc știa de treaba asta și-o trimis șeful gărzii, du-te în Parlament, du-te și lămurește pe aia că nu trebuie să mai fie și în echipa asta și polițist care am înțeles. Controleze. Bun. Domnule Rățoi, în legătură cu dezvoltarea economică, toți politicienii promit în această campanie electorală că au soluții, că vor aduce investitori, au soluții pentru dezvoltarea economică a colegiului pe care îl reprezintă. Dumneavoastră, ce considerați că ar fi necesar? Ce proiecte politice aveți, dumneavoastră și formațiunea pe care o reprezentați, pentru încurajarea investitorilor și pentru acordarea unor facilități suplimentare angajatorilor, așa încât să fie încurajați să creeze noi locuri de muncă pentru, până la urmă, pentru pășcăneni? Domnul Cojucaru, eu nu vin și spun că gata mâine să face. Și într-adevăr, eu mă refer acum la Pașcani aici, că aici mă doare sufletul mai mult decât oriunde în țara asta. Eu nu spun că mâine vom aduce investitori și vom face. Chiar azi discutam cu o parte din investitori care spunea toată lumea și toți ce ei recunoșteau, domnule, nu putem să spunem că aducem investiții, investitori care să facă babi și nu să face odată, dar măcar să ajutăm IMM-urile astea. În primul rând, ca să ai să-ți vii investitori, trebuie să ai o infrastructură pusă la punct. Nu-ți vine nimeni să-ți facă țăi când vine și nu mai merge, că nu poate, face o oră de la Roman până la Pașcan, că drumurile nu se mai poate, eu știu, repara, nu mai pot circula. Zice, lasă-mă, domnule, că am obosit de la Roman până la Pașcan, merg numai pe îngrop și să mai fac la ăștia aici. Doi, nu vine nimeni până când noi acord niște facilități. Care el nu, dacă vine investitorul la Pașcan și îl trimis să cumpere, și acum nici nu mai are să mai cumpere pe lângă Boșteni, aici s-a vândut tot, că a fost alții mai jmecheri și a cumpărat pământul și acum îl vinde. Nu îți vine până ce nu creezi niște facilități. Eu zic odată că dacă dezvoltăm infrastructura asta, și Pașcani are posibilitatea să dezvolte infrastructura asta, odată cu, eu știu, construcția centurii de ocolire a orașului, poate să ofere centura, această construcție, centura, poate să ofere niște facilități. Vrea, nu vrea, administrația locală are cu ce și are cu ce să stea la dispoziție. Când vine, aduce un investitor, fă, domnule, jumătate, aici o fabrică, îi spui, uite, ăsta ți-i terenul.
Dar el te întreabă, dar de unde aduc apă, dar de unde aduc fac, de unde aduc energie electrică, de unde aduc gaze? Și atunci trebuie să-i creezi toate facilitățile astea, apă, canal, gaze și ce mai trebuie. Și drum care să fie drumul național, nu poți să-l duci pe o fundătură, că el are și el nevoie să fie la autostradă sau... Odată ce vom construi centura de ocolire a orașului, avem suprafață de teren suficientă să aduci 20 de investitori, începând de la Cotroșman, de aici, de lângă Sodomeni și până la Mosca, toată suprafața aia poți să o aduci, să o dai la investitori. Că un fel de parc industrial sau ceva în de genul parc ăsta? Industrial poți să faci orice și atunci poți să ajuți să faci... Eu știu, să dezvolți, să faci locuri de muncă în municipiul Paștani. Dar ce alte posibilități, ce alte proiecte ar trebui să aibă parlamentarii, viitorii parlamentari de Pașcani, tocmai pentru a încuraja, vă spuneam, investitorii și angajatorii? Mă refer în special la proiecte legislative, pentru că, iată, legislația pe care o avem la dispoziție nu încurajează investițiile, mai ales în zonele sărace, cum este Pașcaneu. E adevărat, nu avem infrastructură, dar nu avem nici facilități. A da vina doar pe primărie, pe administrație, sau să avem așteptări doar de la administrație, nu este tocmai corect. Statul, parlamentarii, guvernul, ce fac pentru a încuraja investitorii și angajatorii? Să mai vedem acum, chiar stăteam și discutam cu colegii care și, nu știu dacă asta se referă și la agricultură. Eu mă gândesc odată cu, eu știu, terminarea și asta la anul vrem și cum s-a discutat și la Iași, acum când a venit premierul Ponta, s-a pus problema să terminăm aeroportul. Odată și-ai terminat aeroportul de la Iași, ăla care vine turcul sau vine englezul de la București până la Iași, face 50 de minute și după aia mai face 50 sau o oră maxim până la Pașcani. Atunci se spune, da, domnule, mie îmi convine să găsesc forță de muncă, am mijloace de transport, au, că avem o infrastructură corespunzătoare, hai să vedem ce putem face și aici. După aceea trebuie, eu zic, și legea finanțelor publice. Eu, după mine, legea finanțelor publice, că am mai spus-o și o spun și acum a recunoscut și premierul când a venit la Iași, când am avut întâlnire acum, legea finanțelor publice nu este o lege corectă pentru toată administrația asta din România. Deci eu am vorbit și cu ministrul finanțelor și cu secretarii de stat de la finanțe și cu directorii generali de la finanțe. Dom'le, ce, cum se poate pe mine să eu îmi dai și mie că te-i dai și la ala din București? Și mai mult de atât. Îi dai la comună care are eu de besătării la o zi la alta, îi dai tot aceleași fonduri cu cât îmi dai și mie. Deci acum eu îmi amintesc când avem banii ăștia la... Referiți la repartizarea bugetară? La repartizarea bugetară și eu știu și acolo, în legea finanțelor publice, sunt prins o serie de facilități pentru investitori. Și în codul fiscal, în toate documentele astea pe care noi le avem. Spuneți dumneavoastră, ar trebui modificate, așa încât să fie oferite facilități suplimentare. Păi trebuie facilități suplimentare. Ce-mi dai mie? Îi dai Bucureștiului procentul care mi-l dai și mie și spui că, domnule, numărul de populație și de asta, niciodată nu o să pot să dezvolt. Dar nu numai eu, nu Pașcani. O țara asta o să fie tot... Eu știu, o parte dezvoltată, o parte o să note în datorii și în subdezvoltare și în mocirlă. Am înțeles, dar la ce bun ca administrație locală să primească bani mai mulți de la stat dacă licitațiile se fac așa cum se fac și până la urmă le câștigă cine trebuie și la prețuri foarte mari? Dacă numărul parlamentarilor, în loc să scadă, crește în fiecare, la fiecare schimbare de mandat, vă gândiți, politicienii se gândesc cumva la o reformă a administrației publice, locale și centrale, și cum ar trebui să arate o asemenea reformă și când credeți că poate fi ea implementată?
reforma în administrație și nu numai în administrație urmează. După alegeri o să câștigăm alegerile, să avem două treimi în Parlament. În primul rând trebuie să modificăm Constituția. Constituția României la ora actuală, eu știu, are multe scăpări, multe lucruri care nu sunt în concordanță cu realitatea din România. Trebuie să modificăm Constituția. Și dacă o să avem două treimi în Parlament, modificăm Constituția. Și acolo putem prinde multe. Să înființează regiunile. Nu vedeți dumneavoastră când a vrut să facă regiuni, fiecare trăgea acum și la Iași. Premierul Ponta a spus, domnule, facem regiuni, nu desființăm județele. O să vină să desființez o parte din comunile astea care s-au făcut în ultima perioadă, vine și chiar în Comisia de Administrație am zis, băi, nu mai înființați județele, comunile astea, așa cu 1000 de locuitori, gata, fac comună. Da, dar sunt trei sate, una are 200, una are 150 și ai făcut o comună. Bun, păstrăm județele, înțeleg, și mai facem o structură regională, alți directori, alți politicieni? Nu, păstrăm județele și să vină o regiune, de exemplu regiunea Moldova. Am înțeles. Deci mai mulți funcționari. Nu știu dacă o să fie mai mulți funcționari, dar altfel n-ai. Cum e și în Germania, cum e în Franța, cum e landurile alea mari, care, și nu numai, și în America. Așa va fi și la noi. O să fie 6-7 regiuni toată România și atunci spune, dar să vedeți și acolo, atunci trebuie văzut legea asta a finanțelor publice sau cum te gospodărești. Acum când am plecat de casă, am văzut Timișoara, spune, nu domnule, ce produc în județ, nu mai dăm la București. Bun, nu mai dai la București, că este o regiune dezvoltată. Că București, dacă îi dai, el trebuie să-i dea și la celălalt județ care sunt mai slab dezvoltate. Și un județ care e slab, sau o regiune care e slab dezvoltată, asta o ție în subdezvoltare, o viață. Cât poate să mai se... Am înțeles. Ați fost primar o bună perioadă de timp. Ce credeți că ar trebui schimbat în legislația administrației publice locale? În administrația publice locale, eu voi cu părere de rău, dar vă spun. Eu când am intrat în Comisia de Administrație, că asta e sarcina noastră, Comisie de Administrație care modifică legea administrației publice locale. Legea administrației publice locale are foarte, foarte multe scăpări. Și am început să facem o nouă lege a administrației publice locale. A venit doamna Sulfina Barbu, care era președintă de comisie, cu toți pedialiștii, că noi eram minoritari în comisie, și au spus, nu, lăsați că facem guvern, lucrează la o nouă lege, și tot o lucra la o nouă lege. Acum, când, după ce n-am mai fost ministru și a venit și am spus, doamnă, cum e cu legea asta a administrației publice? 4 ani n-am putut să facem o lege, să o scoatem, să o dăm, eu știu, primarilor și președinților de consiliu și la toți la administrație. Păi știți că e aproape gata, dar nu mai... Ce trebuie modificat pe scurt? Sunt multe probleme care... În primul rând e cu bugetele astea, iar bugetele prevede acolo. Eu nu sunt de acord cu legea finanțelor publice, că este în concordanță și cu legea administrației publice. Mă pui pe mine, care o comună subdezvoltată, care de bea am bani numai pentru salarii să dau, eu cu ce mai dezvolt comuna asta? Adică copiii ăștia cu ce mai fac o școală, că o să vie, că nu-ți dă de acolo și la bugetul local. Eu de unde la bugetul local dacă eu am bani numai pentru să plătesc salarii la administrație și mai car 2 mașini de piatră pe undeva? Trebuie să vie și statul să ajute comunitățile mai slab dezvoltate. Am înțeles. Bun, pe final de emisiune aș dori să aflu de la dumneavoastră ce măsuri ar trebui să ia politicienii, viitorul Parlament, viitorul guvern, pentru relansarea agriculturii și mai ales pentru sprijinirea micilor fermieri. Discutăm de faptul că agricultura ar avea și ar trebui să aibă un potențial foarte mare în România și iată, de 20 de ani de zile nu s-a făcut decât în sensul distrugerii agriculturii și nici de cum pentru valorificarea acestui potențial. Ce trebuie făcut? Ce credeți că ar urma să fie făcut în următorii 4 ani de zile pentru agricultură, pentru fermieri? Domnul Cătălin, dacă vorbim de agricultură, putem vorbi până mâine dimineață împreună și să vedem
În primul rând, agricultura este o ramură de bază a economiei naționale. Era odată și trebuie să o facem tot la fel sau mai puternică decât ce era înainte, domnule. Am desfințat tot, am fărămițat pământul ăsta, am distrus, eu mă refer, ce eram pașcani aici. Am avut atâtea unități, eu știu, fermi, zootehnici. De, era de începând la târg, era cea mai bogată zonă a județului. Și acum nu mai e nimic. Fiecare a venit, am stricat și a fost bun și atât mai rămas, eu știu, ferma sau ce are societatea lui Pantaz. În rest nu mai avem. Și acum toți spune cum de merge. În primul rând, hai să vedem, m-am dus în metro. În metro văd saci de cartofi care aduc din tot ce, dom'le, noi nu suntem în stare să cultivăm cartoful. Nu suntem în... N-am făcut acele depozite care puneam, sortam legume, fructe. Nu mai există. Știți că eram vatra aici, era CLP-ul, cum îi spuneam, în timp ce la depozit duceai tot cartoful acolo, duceai ceapa acolo, duceai, eu știu, struguri, dădeai tot alături. Deci trebuie reînființate astfel de depozite? Păi, da, e și normal, domnule. Era, avea surdul, avea o lege care nu erau de acord, o parte din, și nu știu până la urmă, dacă n-au venit ăștia de la supermarketurile astea, să cumpere o parte din oameni, de ce să nu vorbim adevăr, trebuie să spunem aici, să știe populația. Deci au cumpărat ăștia, îi convine, că domnule, dacă că noi trebuia să introducem în legătură cu prețurile astea, care e pe la metro, pe la astea, de unde luăm marfă? Noi nu mai găsim marfă românească în metro sau în alte, eu știu... Bun, cum putem să-i protejăm pe producătorii noștri autohtoni? Păi asta putem, reducem, eu știu, TVA-ul ăsta de la 24%, îl reducem la 9% care să-i rămâne la stat, iar 15% dăm când predă producătorul marfa. Și multe construim aceste centri de sortare, de, eu știu... De colectare. De colectare, sortare a mărfii. Am fost în Germania. Păi în Germania te duci, cartoful ăla duce și îl bagă în, eu știu, în depozit, are și o fabrică acolo și când ești pe partea alaltă îți dă cartof feliat care să te duce acasă să-l pui să-l gătești. Ori la noi ce facem? Lăsăm în siloz să strică și nu mai avem nimic. Avem multe lucruri de făcut. În loc să facem o fabrică unde avem producții de cartofi mari, că, eu știu, în partea Ardealului sunt zone, că ești producători mari de cartofi acolo. La noi aveam legume prin zona Iașului, pe acolo. Eu știu, comuni întregi care cultivau. Acum nu mai vezi, domnule, legume de la noi. Atunci îmi din Turcia. Te duci și apoi spui când te duci la cetățean, bă, dar e scump, hai să găsim, să-i creăm niște facilități, să-i dăm subvenții. Și noi, la românul nostru care face agricultură. Bun. Nu mai avem sistem de irigații, domnule, nu mai avem sistem de irigații. Am distrus totul. Uitați acum la barajul ăsta, la Pașcani. Ăsta a fost construit ca să facă și să producă și energie electrică, dar și pentru sistem de irigat. Deci trebuia să meargă un canal care se treacă pe lângă Blăjești, se ducă până la Roma, în toată zona asta, să o irigăm. Canalul Siret-Bărăgan, domnule, te doare suflet când ajungi la Mărășești și vezi din 25 sau cât e la Revoluție, nu s-a mai făcut nimic, domnule. Iar noi, a venit seceta asta peste noi, să usucă totul pe câmp. Și n-am făcut. Nu putem să acordăm la agricultori energie pentru irigat la preț mai ieftin. Am dat la băieții deștepți, i-am dat lui Pinalte la Piatra Neam și la alții și la alții și ei au îmbogățit ei și țăranii sărăcesc și noi n-avem ce mânca, aducem totul din Turcia și din Olanda și de pe unde mai aducem. Am înțeles. Bun, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Foarte pe scurt aș dori să vă întreb, ați fost primar o bună perioadă de timp. Ce corecții credeți că ar trebui aduse la legislația fondului funciar? Știți și dumneavoastră, foarte mulți oameni
încă nu și-au rezolvat astfel de probleme. Mulți sunt în procese, umblă prin judecătorii, prin tribunale. Ce anume ar trebui modificat astfel încât aceste probleme să fie rezolvate mult mai repede? Domnul Cătălin, acum eu și pentru asta îl felicit pe primarul Pantaza, a început să pui oamenii în posesie. Și avem probleme și eu am cerut să mi se dea și umblu până în pânzele albe, să adeseu sunt ei pământul, care pașcanii trebuie să-i dea 600 de hectare de pământ. 100 de hectare au dat-o pe deal la Cosești, dar restul unde? Am vorbit cu ăștia de la Iași, trebuie să mă duc acum la prefect, că e campanie electorală, dar nu facem asta în campanie electorală. Pământul trebuie să-l scoatem, ale 600 de hectare care trebuie să ne dea adeseul. Adeseul l-o înstrăina la alță, l-o concesionat la asta și nu-l da pământul la oameni. Eu zic că într-o perioadă, maxim un an de zile, oamenii îți primesc titlul de proprietate și știi fiecare unii locului și ce are de făcut. Am înțeles. Bun, vă mulțumesc mult pentru participare. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în cea de-a doua parte a emisiunii cu doamna Romaniuc și domnul Voină.